La sfârșitul lunii iunie, Clubul Sportiv Școlar din Călăraș a participat cu 4 sportivi la etapa finală a Campionatului Național de Atletism Copii 1, organizat de Federația Română de Atletism la București. Rezultatele obținute de sportivii Noemi Josiman, Sabina Grigore și Cătălin Vasile au fost foarte bune, sportiva Iustina Mihai întorcându-se cu o medalie de aur și titlul de campioană națională. Mai multe detalii despre activitățile celor 8 secții ale Clubului Sportiv Școlar din Călăraș vă vom prezenta marți, începând cu ora 15, în cadrul emisiunii Ieri, Astăzi și Mâine. La începutul lunii iulie au avut loc etapa finală a categoriei de copii 1 și copii 2 născuți 2008-2009. Spre marea noastră bucurie, am obținut un titlu de campioană națională prin sportiva Mihai Iustina. Am avut iarăși un loc 4, un loc 10. În total au fost cam vreo 4 copii care s-au calificat la etapa finală. Rezultatele ne-au bucurat pentru că au venit pe o perioadă destul de dificilă în care copiii s-au pregătit, așa cum au putut, date fiind condițiile de pregătire restricționate în această perioadă. Dar, eu știu, cu dăruire, cu abnegație, în ultima perioadă, în ultimele 2-3 luni de zile ne-a pregătit foarte bine și pot să spun că Iustina și-a luat revanșa. Ea era deja medaliată la campionatele anterioare de sală, de anul trecut de aer liber, dar avea un loc 2, un loc 3. Iată că acum a reușit într-un mod foarte detașat să câștige acest campion național în proba de tetratlon. Sunt probe combinate în atletism pentru vârsta copilor. Și o avem aici lângă noi pe Iustina Mihai, campioana Călărașului la atletism. Da, așa este. Puneți-ne dumneavoastră mai multe amănunte și ce înseamnă de fapt și cum s-a ajuns la această performanță. Sunteți antrenoarea ei? Da, sigur că da. De 3-4 ani. Iustinica, da, a venit... Am selecționat-o la o vârstă destul de fragedă, cred că era clasa a doua, așa. A crescut aici, ca să spun așa, motivată fiind și de ceilalți atleți mai mari ai noștri cu rezultate deosebite. A început din joacă să înțeleagă că atletismul este foarte important și să-și dorească mai mult. Și atunci am început să lucrăm pe specificul, calităților ei. Și ne-am dat seama că este cam bună la toate și atunci am optat pentru proba de tetratlon școlar și Iustina a obținut într-adevăr cele mai bune rezultate. În ultimii ani tot a fost medaliată, dar anul acesta vreau să spun că am atins apogeul și a ieșit campioană exact ce și-a dorit. Da. Cum a fost să te antrenezi în această perioadă? A fost perioada cu criza sanitară prin care am trecut cu toții. Cum te-ai antrenat? Păi a fost destul de greu, mai ales în perioada în care eram închiși în casă, să spun așa, trebuia să facem antrenamentele în casă, nu mai puteam alerga, trebuia să facem exerciții pe care ne-l dau domnii profesori, dar totuși am reușit să trecem peste și a fost totul în regulă. Deci înțeleg că tot online ați colaborat și dumneavoastră în anumite perioade, cel puțin. Da, cel puțin perioada aceea în început de pandemie, unde nu am reușit, nu puteam ieși din casă. Copiii trebuiau, cel puțin ei care știam că merg la etapele finale, am ținut legătura și cu programe speciale la televizor, pe online, da? Așa, am reușit să menținem forma fizică. Iustina, spune-mi, tu ai vacanță? Depinde, am vacanță la școală, aici încerc să am o vacanță, dar trebuie să continuăm să ne pregătim, pentru că altfel pierdem și nu ne dorim acest lucru, evident. Deci, practic, tu continui antrenamentele și pe perioada vacanței. Sigur. Așa se obține performanța. Da. Chiar dacă avem vacanță la școală, chiar dacă toți colegii mei, de exemplu, ies sau ceva, ceva de genul acesta, eu vin la antrenament în continuare, nu mă las pe gubaș, să spun așa. Ia spune-mi tu, ce sacrificii consideri tu că ai făcut ca să ajungi la asemenea performanțe? Păi, singurul sacrificiu, să spun așa, a fost pentru că nu am timp să mai ies câteodată. Chiar dacă doresc acest lucru, continui să vin la antrenament. Eu o consider ca o relaxare. Îmi place foarte mult să vin la antrenament. Și cam atât, că nu prea am făcut, să zic așa, sacrificii. Deci tu faci practic acest sport de plăcere. Da.
Da, desigur. Îmi place să vin la antrenament, îmi plac colegii, e ca o familie, cum a spus și doamna antrenoare, și eu consider ca o relaxare. Spune-mi, cum te-ai simțit pe podium? Să fii pe podium e cel mai frumos lucru, te simți minunat. Când vine persoana care te premiază, încă o dată te simți ca în al nouălea cer, să spun așa. Este absolut minunat, nu știu cum să-l descriu.